Cum ar fi dacă ți-ar zice că astăzi ne ocupăm de o lecuțică de copanele? Copanele și cartofi, ieftineală. Punem o lecuțică de sare și o lecuțică de piper. Miere de albini, așa cam o lingură, zic eu, de miere. Uștruș cu niște soia. Un ardei iute tocat mărunt. O lecuțică de ketchup, o lecuțică de oțet din orez. Și să amestec. Încingem noi binișor uleiul și punem pulpile astea la prăjit. Și uite așa, tată, și le prăjit până când sunt prăjit. Și am să le scot de aici. Am aici niște cartofi și mai am aici un morcov. Bine, a fost un morcov, eu tot am înfăit din el. Am spus o lecuțică de sare peste ei. O lecuțică de piper. Când cartofii s-au rumenit așa, îți aproape gata, dar ar mai trebui vreo 5 minute, ca să zic așa. Uștiuc cu niște usturoi peste ei, uștiuc cu niște pătrunjel, punem pulpile noastre înapoi și uștiuc cu sosul nostru. Uite așa, peste pulpi, peste cartofi, peste tot. Și luăm noi toată treaba asta și o băgăm la cuptor pentru vreo 10-15 minute. S-au bronzat așa cum mi-am dorit. La sfârșit, o lecuțică de ceapă verde. Uite așa. Mamă, ce dor mi era. Vă promit, curcubeu.